Înainte să începem, vreau să fac o mențiune. Acest clip, în principiu, se referă la armata americană, deoarece pe internet, cele mai multe studii și statistici sunt legate de aceasta. Din păcate, sunt foarte puține spre deloc legate de armata României. Hai să începem! În urma ultimelor conflicte, mulți oameni se tem că suntem la un pas de izbucnirea celui de-al treilea război mondial. Iranul a jurat că se va răzbuna și spune că deja are un plan pentru răzbunarea morții generalului Qasem Soleimani. Președintele Trump a spus clar: dacă există un atac asupra cetățenilor americani sau pe pământ american, vom reacționa imediat. Până acum, oamenii nu pot decât să aștepte cu nerăbdare următoarea mișcare a liderilor statelor aflate în conflict. În toată această dispută au intervenit și alte țări, iar marea majoritate a lor condamnă Statele Unite sau direct pe Donald Trump pentru ordinul asasinării. Membrii Partidului Congresul Național African a numit atacul un act de terorism internațional. Ministrul de Externe al Turciei a spus că uciderea lui Soleimani este un risc serios care amenință pacea stabilită oricum cu greu din acele regiuni. Memoriile fiicei regretatului Soleimani au fost difuzate în direct la televiziunea de stat. Ea a declarat astfel: nebunule Trump, să nu crezi că totul s-a terminat odată cu martirul tatălui meu. Ea a declarat de asemenea că Statele Unite și Israelul vor confrunta zile întunecate pentru moartea tatălui ei. În urma evenimentelor recent întâmplate, am decis să vorbim astăzi despre ce s-ar întâmpla dacă ai fi recrutat în armata americană pentru a lupta în al treilea război mondial. Însă, înainte să continuăm, nu uita să dai un like acestui videoclip și să te abonezi, ne-ar ajuta foarte mult. De asemenea, voi ce credeți? Există o șansă reală să izbucnească un al treilea război mondial? Chiar dacă lucrurile s-au mai calmat, nu trebuie să ne lăsăm păcăliți. Scrieți-ne răspunsul vostru în comentarii. Momentan trebuie să vorbim despre probabilitatea izbucnirii unui nou război mondial și ce s-ar întâmpla dacă ai fi înrolat și tu în acesta. Pentru cei ce nu știu, înrolarea obligatorie în armata americană a început în anul 1863, în timpul războiului civil american. Practica de a alege oameni la întâmplare care să lupte pentru țara lor a continuat pentru mai mult de 100 de ani. Așa s-a întâmplat și în primul război mondial, al doilea război mondial, războiul din Coreea, precum și războiul din Vietnam. Totuși, din 1973, recrutarea a fost suprimată, iar de atunci, să faci parte din armată este strict decizia ta. Însă, bărbaților americani cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, li se cere să se înregistreze pe lista creată de Sistemul de Servicii Selective, prescurtat SSS. Scopul acestei acțiuni este de a solicita celor înscriși să se alăture armatei dacă Statele Unite reintroduce sistemul de recrutare. Însă majoritatea bărbaților cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani nu trebuie să se înscrie personal pe acea listă. De fapt, nici nu trebuie să fie de acord cu acest lucru pentru că sunt obligați într-un fel sau altul de sistem. Ce vreau să spun este că înregistrarea în SSS este necesară în unele state americane pentru că nu te poți angaja, primi subvenții sau împrumuturi acordate studenților și chiar în unele cazuri nu te poți înscrie la școala de șoferi fără să fii înregistrat pe această listă. Toate aceste informații sunt absolut corecte și le puteți găsi și voi pe site-ul oficial al Serviciilor Selective Americane. Pe site este publicat de asemenea că niciun bărbat înregistrat pe listă nu face parte oficial din armată. De fapt, înseamnă că pur și simplu, în cazul în care are loc o recrutare, ceea ce nu s-a mai întâmplat de aproape 50 de ani, un bilețel cu numele persoanelor respective va fi pus într-o urnă de unde sunt aleși viitorii soldați. Dacă cei norocoși sau ghinioniști, depinde de cum privești lucrurile, sunt aleși, ei vor fi aleși să treacă cu brio un examen psihic și fizic înainte să se înroleze în mod oficial, iar dacă pică examenul, vor fi puși în rezervă. Însă nu uitați că toate aceste lucruri se vor petrece doar dacă Congresul decide că are nevoie să reintroducă recrutarea. Cu toate acestea, dacă dintr-un motiv sau altul recrutarea ar fi reintrodusă, ce ar însemna acest lucru pentru soldații americani care au avut norocul să fie aleși din urnă? Ei bine, după cum am menționat și mai devreme, pentru început vor fi nevoiți să treacă de anumite teste.
Candidații care vor trece cu succes toate testele pot să devină în mod oficial membri ai forțelor militare americane, însă totodată ei vor fi repartizați și trimiși în diverse misiuni. Când oamenii obișnuiți se gândesc la război sau la cei recrutați, primul lucru care le vine în minte este actul în sine de a lupta. Bombe care explodează peste tot, oameni care sunt împușcați. Știți voi, scenele pe care le vedem în filme, care din păcate în cea mai mare parte sunt reale, dar totodată sunt o mulțime de alte aspecte care definesc o luptă. Există și alte activități pentru cadrele militare care, chiar dacă nu au profil atât de eroic, încă există. Posturile administrative sunt locuri de muncă care trebuie completate de cineva, așa cum a fost și în cazul lui Mark Lipson, care a fost recrutat în armată pe data de 11 iulie 1967 pentru a lupta în războiul din Vietnam. El a declarat că la început era speriat, nu credea că va fi recrutat, dar dacă citiți articolul despre acesta din cotidianul New York Times, veți aștepta degeaba să ajungeți la partea unde povestește cum a ajuns pe teritoriul inamic, unde și-a văzut cei mai buni prieteni când se sacrifică pentru patrie, sau partea când credea că nu-și va mai revedea niciodată familia din nou, sau cât de multe macini atunci când omor pe cineva în război. Nu veți vedea acest gen de informații în acel articol, în schimb veți citi despre un om care își reamintește cu temere cum credea el că se vor petrece lucrurile acolo. După ce a trecut prin instruirea militară, a pierdut în greutate, dar a câștigat masă musculară, a primit o tunsoare nouă și a fost mustrat de sergenții de instrucție. Mark a fost desemnat pe o poziție la nu mai mult de 5 luni după ce a fost recrutat. Pentru următorul an, el a lucrat în secția de gestionare a personalului ca funcționar de relocare. Mai exact, era însărcinat să trimită soldații acasă. După cum puteți vedea și voi, să fii recrutat în armată nu înseamnă că vei fi trimis cu certitudine în prima linie a frontului și că vei împușca teroriști cu un AK-47. Desigur, există și această posibilitate, însă nu este nicio garanție că se va întâmpla asta. Depinde de aptitudinile tale și, după cum am menționat mai devreme, posibilitatea ca recrutările să reintre în funcțiune este foarte mică. Întorcându-ne la sistemul militar american, potrivit rapoartelor, în prezent sunt numai puțin de 1,4 milioane de membri activi în armata americană și nu pare că vreun politician de acolo pune presiune pe bărbații americani în privința restabilirii recrutărilor, ceea ce oricum nu a fost niciodată prea popular. Potrivit unui raport al Pentagonului care datează din 2017, 71% dintre bărbații americani cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani nu sunt eligibili pentru recrutare din următoarele motive: fie nu au o diplomă de liceu, fie au antecedente penale sau sunt obezi. O altă notă importantă aici, dacă nu ți-ai dat seama până acum de-a lungul videoclipului, am spus bărbați americani, nu cetățeni în general, și nu pentru că femeile nu sunt eligibile să se înroleze în armată. După cum bine știm cu toții, inclusiv în țara noastră, bărbații și femeile luptă alături în numele tuturor oamenilor pe care îi apără. Totuși, când vine vorba despre legile americane și posibilitatea unei recrutări, ei bine, femeile nu au niciun motiv să se îngrijoreze, pentru că legile sistemului de servicii selective din America se referă strict doar la bărbați. Deci, pentru a impune recrutarea femeilor pe lista despre care vorbeam mai devreme, Congresul va fi nevoit să modifice legile recrutărilor cu totul. O decizie din trecut a Curții Supreme a Statelor Unite Americane, care datează din 1981, a susținut că recrutarea exclusivă a bărbaților nu încalcă clauzele amendamentelor 5 și 14, care au legătură cu drepturile egale ale cetățenilor americani, indiferent de rasă sau gen. Totuși, acest aspect se poate schimba cât mai curând și în America. În 2015, Pentagonul a schimbat cerințele înrolării, permițând femeilor să se înregistreze pentru orice post din armată. De asemenea, în februarie 2019, un judecător a decis că excluderea femeilor din procesul de recrutare este contrar Constituției statului. Deci, pentru sfârșit, după cum puteți vedea, șansele să fii recrutat în armată pentru a lupta în cel de-al treilea război mondial sunt destul de mici. De fapt, chiar și posibilitatea ca al treilea război mondial să izbucnească este incredibil de mică, deci nu prea trebuie să te îngrijorezi.
Dar dacă cumva ești recrutat să lupți în război care oricum este greu să se întâmple, nu vei ști cu exactitate în ce domeniu vei fi repartizat. Fie vei lucra la o bază militară a aliaților noștri, fie vei fi trimis în Irak, nu știe nimeni. Poate vei fi trimis să lupți împotriva altor soldați de unde riști să nu te mai întorci acasă, însă dacă totuși supraviețuiești, vei fi premiat pentru realizările tale. În orice caz, îți urăm mult succes! Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!